Capela Centrului de Plasament Speranța din Reșița a fost binecuvântată ieri de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Momentul liturgic a fost prilejuit de finalizarea lucrărilor de construcție care au început în anul 2013. Acum, angajații și beneficiarii așezământului social au un spațiu în care se pot ruga zilnic. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a binecuvântat ieri capela cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Plasament Speranța. La slujbă au participat angajații și beneficiarii așezământului social, dar și preoți din municipiul Reșița. Cu acest prilej, ierarhul a apreciat inițiativa angajaților de a amenaja o capelă și o bibliotecă în vederea formării morale și intelectuale a beneficiarilor. Ne aflăm în săptămâna pogorârii Sfântului Duh, în săptămâna Rusaliilor. Și iată, credem că și peste acest centru de plasament, în a treia zi de Rusalii, s-a pogorât Sfântul Duh prin invocarea noastră. Duhul Sfânt a binecuvântat și a sfințit osteneala dumneavoastră. Duhul Sfânt a binecuvântat și a sfințit această capelă, acest paraclis, atât de necesar, cum ați spus, pentru formarea duhovnicească a tinerilor și copiilor noștri, de care trebuie să avem grijă. Suntem datori să avem grijă de ei. Și preoții, și dascării, și dumneavoastră, cei care vă osteniți cu timp și fără timp în tot ceea ce înseamnă lucrarea socială, asistența socială. Noi vă mulțumim că ați acceptat, iată, să împodobiți din nou acest centru de plasament cu o capelă, cu un paraclis. De asemenea, ne bucurăm să vedem că aici, în acest paraclis, avem și o bibliotecă. Copiii vor veni aici, tinerii vor veni aici, ca să citească și să se roage și să împletească în chip armonios lectura cu rugăciunea. Astăzi, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a venit și am sfințit noua capelă, noul paraclis din Centrul de Plasament Speranța Reșița. Ne bucurăm de acest lucru. Copiii beneficiari acestui centru de plasament beneficiază de asistență socială și de asistență religioasă. Ne bucurăm de acest aspect pentru că, vedeți, noi ca biserică arătăm că aproapele nostru înseamnă viața noastră. Centrul Speranța din Reșița a fost reabilitat printr-un proiect finanțat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Consiliul Județean Caraș-Severin. Copiii au fost deosebit de încântați de această onoare și au participat încântați și minunați de ceea ce s-a întâmplat în jurul lor. Această ocazie este minunată, având un loc unde copiii urmează să-și desfășoară activități religioase și educaționale, în acest loc aflându-se biblioteca, cât și capela unde se pot ruga. Faptul că am combinat sau am cele două educații pentru noi înseamnă foarte mult, atât pentru noi cât și pentru beneficiarii noștri. Copiii noștri vin aici, învață, își fac temele și bineînțeles că au posibilitatea să se și roage la Dumnezeu. Complexul de servicii sociale Speranța din Reșița asigură beneficiarilor găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală, consiliere psihologică și reintegrare familială și comunitară.